Curtea Constituțională a decis joi 5 decembrie că Declarația de Independență a Republicii Moldova este parte componentă a Constituției și prevederile ei sunt supreme celor constituționale. Constatarea a fost făcută în cadrul a două sesizări depuse de deputații liberali și liberal-reformatori care au cerut interpretarea articolului 13 din Constituție care se referă la limba de stat. Totodată, autorii celor două sesizări au cerut curții să se expună dacă Declarația de Independență a Republicii Moldova este corp comun cu Constituția. Deputatul liberal Valeriu Munteanu, care este unul din autorii sesizării, a anunțat că în rezultatul deciziei Curții Constituționale, Parlamentul este obligat în timp util să treacă neîntârziat la modificarea Constituției. Vorbind despre articolul 13 din legea supremă, care prevede că limba moldovenească este limba de stat. Precizăm că decizia a fost adoptată de întregul corp al Curții Constituționale, unde 4 din 6 judecători dețin și cetățenia română. Președintele instanței Alexandru Tănase, judecătorii Victor Popa, fostul senator al României Tudor Panțăru și judecătorul Aurel Băieșu. Bucureștiul sărbătorește victoria asupra Moldovei. Președintele României Traian Băsescu a mulțumit Curții Constituționale moldovenești pentru decizia adoptată pe 5 decembrie. Instanța a hotărât că de ieri în Republica Moldova se vorbește oficial limba română și nu limba moldovenească. Aș începe exprimând mulțumiri Curții Constituționale a Republicii Moldova, dar și inițiatorilor demersului, în principal doamna Ana Guțu, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, și partidul domnului Ghimpu, cei care au înaintat Curții Constituționale a Republicii Moldova un demers prin care au solicitat punerea realităților constituționale din articolul 94, din articolul 13 din Constituția Republicii Moldova, care stabilea că limba oficială a Republicii Moldova este limba moldovenească. Prin decizia de astăzi a Curții Constituționale a Republicii Moldova s-a stabilit că limba oficială a Republicii Moldova este limba română. Potrivit lui Băsescu, hotărârea Curții Constituționale este un act de dreptate față de cei care se simt români în Republica Moldova. Președintele României recunoaște că urmările acestei decizii vor fi extraordinar de profunde și a îndemnat deja toate statele lumii să ia act de hotărârea Curții. Eu sper ca toate statele democratice să ia notă foarte rapid de hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova. Vă mărturisesc, este una din cele mai mari bucurii pe care le-am avut în ultimii ani, realizând implicațiile acestei hotărâri a Curții Constituționale. Vă pot spune că toate protocoalele noastre cu Republica Moldova, asta ca o paranteză, și toate actele bilaterale se încheiau cu formularea prezentul tratat, acord, memorandum s-a încheiat în două exemplare originale pentru a se evita, să spunem, în limba română și în limba moldovenească. Începând de astăzi, toate documentele noastre în raport cu Republica Moldova vor fi încheiate, prezentul document s-a încheiat în două originale, în limba română. Prin urmare, unul din pilonii țării care mențin integritatea și suveranitatea țării, cel care se referă la limbă, a fost distrus și astfel Moldova a devenit mai vulnerabilă în fața ambițiilor României de a ocupa din nou statul nostru. Băsescu deja se simte învingător și îi tratează în bătaie de joc pe cetățenii care se consideră moldoveni. El cu ironie dă de înțeles că moldovenii deja vor fi obligați să se numească români, după ce limba în această țară a devenit oficial română. Cei care nu se recunoșteau a fi români, ci spuneau moldoveni, mă întreb cum se vor numi de azi înainte, fiind vorbitori în mod obligatoriu și constituțional, vorbitori de limba română. Mă întreb ce vor face cei care au editat dicționarul,
Româno-moldovean, cum or să traduc acum, ce or să facă cu dicționarul ăla, în care puneau echivalentul cuvântului în limba, așa zis, moldovenească, cum se traduce în limba română. Ce vor face toți acești falși intelectuali cu opera lor, care jignea și poporul român în ansamblul lui, dar și cetățenii celor două state românești. Retorica jignitoare și batjocoritoare a lui Băsescu față de cetățenii moldoveni nu îi deranjează pe nimeni din conducătorii statului nostru. Bucureștiul se simte stăpân la Chișinău și este sigur că planul strategic de lichidare a Moldovei și asimilare a acestor teritorii și a populației băștinașe va fi dus până la capăt cu ajutorul marionetelor de la Chișinău. Precizăm că judecătorii de la Curtea Constituțională sunt cetățeni ai României și care au depus jurământ să apere interesele statului vecin. Ei au lichidat limba moldovenească la doar câteva zile după ce Băsescu a anunțat startul următorului plan strategic al României, așa zisa Marea Unire. Proiectul de țară pentru România, următorul proiect de țară, pe care cred că de acum îl putem spune public, este: vrem să ne întregim țara. Eu cred că acum este oportun să o spunem că avem acest obiectiv dacă vor vrea moldovenii. Eu am spus-o la Chișinău. Sunt convins că dacă în Republica Moldova va exista un curent unionist, România va spune da fără să ezite. Regimul de guvernare susține lovitura constituțională aplicată în Republica Moldova. Majoritatea parlamentară a refuzat să susțină crearea unui grup de lucru pentru adoptarea unei declarații a Parlamentului privind tentativa de lovitură constituțională aplicată prin hotărârea Curții Constituționale din 5 decembrie și de subminarea statalității Republicii Moldova. Propunerea a fost făcută de fracțiunea PCRM, dar înainte de a ajunge la această inițiativă, deputații comuniști au propus ca ședința în general să fie amânată, iar aleșii poporului să le facă o vizită instituțiilor care sunt considerate garant al Constituției. Ieri s-a întâmplat un lucru care, sincer vorbind, foarte mult m-a mirat pe mine și de aceea propunerea mea este ca să închidem astăzi ședința, să mergem împreună, toată componența Parlamentului, la Curtea Constituțională, să-i scoatem pe cei 6 români care s-au cuibărit acolo, să-i trimitem la București, după asta să mergem la domnul cetățeanu Timofte, ca să-l luăm și el să fie împreună cu această echipă. Deci, însă imediat, speakerul Parlamentului Igor Corman, reprezentantul Partidului Democrat, care se poziționează în fața electoratului ca un partid statalist, i-a întrerupt microfonul deputatului comunist. Între timp, autorii sesizării depuse la Curtea Constituțională au făcut rând la microfon să ceară îndeplinirea cât mai grabnică a hotărârii, astfel ca articolul din Constituție să fie modificat. Comuniștii însă au îndemnat deputații pro-români să se abțină de la retorica lor. Ca să nu ducem în eroare nici unii deputați din sectoarele respective, nici opinia publică, trebuie clar să spunem aici din Parlament că ieri articolul 13 din Constituția Republicii Moldova nu a fost schimbat, limba moldovenească continuă să fie limba de stat, însă prin decizia de ieri a Curții Constituționale s-a încercat de a schimbați colegi, am convenit. Și din nou gura opoziției a fost închisă brutal de către democratul Corman. În aceste condiții, fracțiunea comunistă a decis să propună Parlamentului crearea unui grup de lucru pentru elaborarea unei declarații de condamnare a hotărârii Curții Constituționale din 5 decembrie, dar și a declarațiilor unioniste ale președintelui statului vecin. Propunem ca din acest grup de lucru să facă parte reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Dacă este nevoie de timp, putem face o pauză, dar acest grup de lucru trebuie să fie creat și această declarație trebuie să fie adoptată. Deoarece ceea ce s-a întâmplat ieri, această adoptare de către Curtea Constituțională deci hotărârii prin care declarația de independență este mai, deci prevalează asupra Constituției Republicii Moldova, este o hotărâre fără precedent. Declarația de independență a fost adoptată printr-o lege organică. Nici o lege organică nu poate să prevaleze legea supremă din Republica Moldova, Constituția Republicii Moldova. Nu este vorba doar de limbă, de stat. Este vorba de statalitatea Republicii Moldova, care este în pericol. Este vorba de securitatea națională a Republicii Moldova. Și faptul că
Nu a fost nicio reacție la declarațiile lui Băsescu din partea Parlamentului Republicii Moldova, din partea instituțiilor de stat. A adus la ceea ce s-a întâmplat ieri. Noi insistăm ca să includeți în ordinea de zi această propunere și să puneți la vot. După o pauză de jumătate de oră, comuniștii au pregătit proiectul de hotărâre care să stea la baza creierii grupului de lucru. Însă inițiativa opoziției s-a lovit de prezența majorității parlamentare care a respins orice tentativă de a condamna acțiunile unioniștilor pe teritoriul țării noastre. Noi am semnat și am pregătit, am semnat și am înregistrat un proiect de hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova sub numărul 506. Proiectul de hotărâre pentru formarea unui grup de lucru pentru elaborarea declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea tentativei de lovitură anticonstituțională organizată de Curtea Constituțională din Republica Moldova prin adoptarea de către aceasta a hotărârii din 5 decembrie 2013 și de subminarea statalității Republicii Moldova. Deci eu supun votului propunerea ca în ordine de zi să fie introdus proiectul cu numărul 506. Cine este pentru, vă rog votați. Stimați colegi, constat insuficiența numărului de voturi ca acest proiect să fie introdus în ordinea de zi. Voturile deputaților comuniști nu au fost suficiente pentru a sprijini inițiativa. Majoritatea de guvernare a respins proiectul de hotărâre, însă a dat de înțeles că acest subiect ar putea fi supus unui referendum național, în cadrul căreia cetățenii să decidă care este limba de stat în Republica Moldova. În legătură cu decizia antistatală adoptată joi de Curtea Constituțională, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova se adresează la toate forțele politice, partidele, mișcările și organizațiile obștești, cu îndemnul să se reunească într-un forum național unic al forțelor patriotice. În declarație se menționează, fără îndoială că la 5 decembrie 2013 judecătorii Curții Constituționale au călcat în picioare în mod deschis bazele orânduirii constituționale a statului, au pus la îndoială legitimitatea internațională a Moldovei, necesitatea hotarelor recunoscute la nivel internațional. Au încercat să creeze premizele juridice pentru lichidarea statului moldovenesc independent și asimilarea acestuia de către România. Decizia respectivă a Curții Constituționale este finalul logic al guvernării antidemocratice și banditești din ultimii 4 ani, finalul uzurpării puterii de stat de un grup de persoane care au format coaliția de guvernare pro-europeană. Nu mai există nicio îndoială că doar înlăturarea cât mai grabnică a acestei grupări de la putere este capabilă să oprească politica de trădare de patrie, să oprească falimentarea social-economică a Moldovei. Partidul Comuniștilor se adresează către toate forțele politice, partidele, mișcările, organizațiile și structurile obștești cu îndemnul de a ne uni într-un singur forum național al forțelor patriotice. Să ne unim pentru Moldova, pentru independența țării noastre, pentru eliberarea statului nostru, a democrației noastre de ocupația criminală, se spune în apelul PCRM. Obiectivele cele mai apropiate sunt demisia întregii componențe a Curții Constituționale, alungarea actualului guvern, impeachmentul președintelui trădător. Moldova are nevoie de alegeri democratice. Doar poporul Moldovei are dreptul să decidă încotro să se îndrepte, cum să se identifice, în ce limbă să vorbească. Și păcat de cei care încearcă să priveze poporul de acest drept sfânt, se mai menționează în declarația celui mai mare partid din Republica Moldova. Duma de Stat a Federației Ruse și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că limba moldovenească este identică cu limba română. Potrivit președintelui Comitetului pentru Afaceri Externe, Alexei Pușcov, prin această decizie a fost făcut un pas spre renunțarea la Transnistria. Înainte spre trecut, Moldova a recunoscut limba română în calitate de limbă de stat în pofida propriei Constituții. Este încă un pas spre despărțirea definitivă de Transnistria, a scris Pușcov în blog său de pe Twitter. Reprezentantul special al președinției Rusiei pentru regiunea transnistriană, Dmitri Rogozin, la fel a comentat ultimele evoluții din Moldova, precizând că integritatea teritorială a Moldovei este pe muchie de cuțit. Româna este recunoscută limba oficială a Republicii Moldova, iar Transnistria introduce legislația Federației Ruse. Chișinăul crede că astfel își va păstra integritatea țării, s-a întrebat Dmitri Rogozin pe contul său de Facebook. În opinia experților politici, ultimele evenimente din Moldova sunt o dovadă elocventă a faptului că malul drept și stâng al Nistrului se îndepărtează treptat. Acțiunile Chișinăului împing Tiraspolul la acțiuni radicale de răspuns.
În ajun, președintele nerecunoscutei Republicii Nistrene, Evgeni Șefciuc, a explicat pentru presa rusă de ce a propus ca pe teritoriul Transnistriei să fie introdusă legislația Federației Ruse și de ce a propus o astfel de inițiativă în Sovietul Suprem. Relațiile noastre cu Moldova sunt mereu tensionate. Moldova demonstrează prioritățile sale externe, care se reduc doar la faptul de a transmite într-o formă sau alta conducerea Bruxellesului sau Bucureștiului. Astăzi, Curtea Constituțională a Moldovei a adoptat o decizie prin care a stabilit că limba de stat este limba română. La ei, cei mai mulți consilieri sunt din România. Sunt puse în aplicare procese integraționiste. Dar noi dorim ca să fie luată în vedere și voința noastră și opinia cetățenilor noștri cu privire la direcția de integrare cu Federația Rusă, a spus Șefciuc. Comentând renunțarea Moldovei la limba moldovenească, Tiraspolul a declarat că acest lucru este încă un pas mare spre asimilarea Moldovei de către România. Am rămas puțin, spun cei de la Tiraspol, și Moldova va fi ocupată de România, doar că fără Transnistria, precizează aceștia. Însă Moldova ar putea pierde nu doar Transnistria. Recent, bașcanul Găgăuziei a declarat pentru presă că la referendumul din 2 februarie se va decide ieșirea autonomiei din componența Moldovei. Adunarea populară a adoptat decizia privind desfășurarea unui referendum pe 2 februarie, care va conține două întrebări. Prima va fi despre aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. A doua vizează activarea clauzei statutului amânat, prin care Găgăuzia are dreptul să-și declare independența dacă Moldova se unește cu România. Și o vom face fără îndoială, a declarat Mihail Formuzal. Autoritățile moldovenești se pregătesc de o confruntare armată cu Rusia și cer asistență militară Statelor Unite ale Americii. Nicolae Timofti, care ocupă fotoliul de președinte al Republicii Moldova, a profitat de vizita secretarului de stat american John Kerry la Chișinău și i-a cerut acestuia să asigure o prezență militară a Americii în Moldova pentru asigurarea securității în legătură cu prezența militară a Rusiei în Transnistria. Să spunem deschis că avem nevoie de o participare puternică a Statelor Unite în asigurarea securității în regiune. În cadrul negocierilor cu John Kerry, Timofti a declarat că insistă în continuare pe retragerea trupelor militare ruse și pe modificarea statutului contingentului de pacificatori prezent în regiune. Potrivit lui, Rusia sprijină nu doar administrația din Tiraspol, dar și alte forțe antioccidentale și proruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste declarații au determinat opoziția comunistă din Parlamentul Republicii Moldova să ia atitudine și să ceară explicații, întrucât astfel de declarații pun în pericol securitatea întregii țări. În legătură cu declarațiile de ieri aberante de alocuri ale lui Timofti, am dorit să invităm în plenul Parlamentului și propunem să fie organizate audieri cu invitarea ministrului de externe, doamnei German, cu invitarea directorului Serviciului de Informații și Securitate, domnului Balan, să vină în plenul Parlamentului, să ne dea explicații și să ne spună dacă dispun de informații. Ce fel de provocații așteaptă domnul Timofti după Olimpiada de la Sochi în regiunea transnistreană și în autonomie găgăuză? Ce fel de asistență militară a solicitat domnul Timofti de la secretarul de stat american, domnul Kerry? Noi cerem ca aceste explicații să ne fie oferite astăzi în plenul Parlamentului. Vă rugăm să puneți la vot. Majoritatea parlamentară nu a luat în serios solicitarea comuniștilor și au respins propunerea de a informa societatea despre așa zisele provocări care se pun la cale pe teritoriul țării. Comentând afirmațiile periculoase lansate de șeful statului, deputatul PCRM Artur Reșetnikov a declarat că Timofti pune în pericol securitatea țării și acționează împotriva intereselor societății. Ну вообще складывается впечатление, что Тимофти обслуживает интересы совершенно другого государства, и все его последние высказывания, они взрывают обстановку и так непростую здесь у нас в стране, и они подтверждают, что у нас нет президента, поскольку президент и по конституции, согласно присяге, должен защищать государственность, страну и интересы народа. То, что он делает, и это хора унирии 1 декабря с Басеску, и последние заявления антироссийские, и вообще антинародные, народное заявление, это больше похоже не на Тимофти, а на мартышку с гранатой. Precizăm că în cadrul negocierilor cu secretarul de stat american, Nicolae Timofti a menționat că nu exclude apariția unor provocări în viitorul apropiat cu scopul de a destabiliza situația din Moldova. Potrivit lui Timofti, aceste acțiuni vor avea ca scop împiedicarea semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană și influențarea rezultatelor alegerilor parlamentare, care vor avea loc peste un an în Republica Moldova.